primii pași în fotbal. Am început tot la vârsta de 11 ani, în Republica Moldova, la o echipă, Buiucan se numea, care mi-a acordat un oarecare viitor, o bază în fotbal. Pe ce poziție ai început? Am început, eram locaș de stânga, la dreapta. Și după aia? După aia am jucat câțiva ani în Republica Moldova, am fost convocat la lot, am fost văzut de către Bonin Presa, să zicem așa, și am fost chemat la o echipă din România, junioră, care mi-a acordat un viitor frumos, pe care l-am acum, și îi mulțumesc în tot sufletul domnului Mihai. Cam asta e tot ce pot să spun. După aia a ajuns la Torino. Și după aia, da, tot cu ajutorul dumnealui. A venit în România la vârsta de 14 ani. Am jucat 2 ani în România, după care am fost în probe în Italia, la Torino. Și... Cum a fost experiența de acolo? Cât ai stat? Am stat un an. A fost foarte bine. A fost o experiență extraordinară pentru mine. Am început fotbalul la vârsta de 6 ani, la fel ca prietenul meu, la clubul sportiv de copii și tineret Buiucani din Republica Moldova. Mi-a plăcut de mic, prima oară m-a dus bunicul la antrenament și țin minte că mi-a dat un exercițiu să dăm pas într-un perete. Am vrut, cred că m-am dat 100 de pase în peretele ăla, mi-a plăcut atât de mult încât n-am mai putut să ies de teren. Și de atunci, pe zi ce trece tot mai mult și mai mult îmi place fotbalul. Și după ce ai plecat din Moldova? După ce am plecat din Moldova, tot prin intermediul domnului Mihai Trăistaru, am ajuns la juniorul București, București la vârsta de 13 ani. A fost greu prima oară să mă adaptez, orașul nou, singur, a fost greu, dar... Deci n-ați merit în același timp? Nu, eu am venit puțin mai devreme, el puțin mai târziu. După ce s-a terminat contractul cu echipa unde am jucat, în Italia, mi-a venit o propunere să joc la Rapid, un club foarte faimos, foarte bun, și după care am luat decizia să vin aici. Au fost vreo 3-4 ani grei pentru mine, la juniorul, și am avut, bine, cred că domnul Ovidiu mă știa de mai de mult timp, dar am avut un meci amical cu chiar cu Rapid la Under 17 și eu știu că după meciul ăla am făcut contact cu domnul Vini și am ajuns aici, da. Nu am nicio poreclă. Hai mă, n-ai trebuit o poreclă. Nu, ce-s? Poreclă Mali. Mali? E ceva în rusă, da, Mali. Ce micuțul, poate. Păcuri, sunt tot în sport. Ping-pong, biliard, place să citesc. Hobby, îmi place să pescuiesc. Și tot așa. În sport, mai mult, hobby. Dar pescuit în principal. Barcelona. Liverpool. După aceea, Daniel Alves când era la Barcelona. Van Dijk. Virgil Van Dijk. Modest. N-am nimic așa special. Respect toată lumea. Poate că și sunt și eu respectat de alții mai. Determinare, respectul și nu-mi place să pierd. Bună ziua, frate. Tot ce face mama. Tot e bun. Care preferată? Bine, mai mult un desert. Cușmalul Guguță se numește, ceva tradițional moldovenesc. Atitudinea este totul. Ucigașul la BC, îmi placă crimele. Focus se numește.
e un serial, Prison Break. Cred că Republica Moldova, oricum, unde m-am născut eu, unde am trăit toată viața. Loc preferat. Republica Moldova, cred. În casă, până la urmă. Dar mi-a plăcut și Moscova. Nu știu unde m-aș vedea peste 5 ani, dar având în vedere că muncești zi de zi, poți să ajungi unde ți-ai scopul și unde pui tu mintea ta. Peste 5 ani vreau să joc la cel mai înalt nivel din Europa. Champions League. Acolo, dar... În primul rând este o persoană specială anume pentru mine. Am cotărât împreună, am venit împreună aici. Nu știu, m-a ajutat foarte mult, ne susținem. E un prieten adevărat pentru mine. Vreau să transmit un mesaj către toți suporterii. Sunteți extraordinari, sunteți alături de noi. Avem o atmosferă nemaipomenită, nemaivăzută. Și sper să ne bucurăm toți la sfârșitul anului cu promovarea. Eu deja sunt de puțin timp, pot să zic, la Rapid, dar deja m-am îndrăgostit de clubul ăsta, îmi place atmosfera, îmi place echipa, îmi plac suporterii, am fost la meciuri, m-am mutat din tribună și Sandețonul cred că e cel mai frumos club din România și e o onoare să joc pentru mine aici și sperăm să promovăm, că asta ne dorim toți.